Cine a fost Vladimir Ghica? Dumneavoastră, când ați auzit prima dată de el? Prima dată am auzit de Vladimir Ghica în anul 1990, când am ajuns după hirotonire și după un an de activitate în parohia Huș și am mers la București. De fapt, eu aparțin diecezei de București și acolo am întâlnit oameni care efectiv vorbeau fascinați de acest mentor al lor, care era Vladimir Ghica. Vorbeau fascinați despre modul în care el îi aduna, le vorbea sau știa să-i dinamizeze în diferite acțiuni caritative. Erau fascinați de modul cum el se roagă, erau fascinați de modul în care el celebra Sfânta Liturghie, de cuvintele lui de multe ori simple, dar penetrante. Avea o cultură extraordinară. Deci, persoane în general din jurul bisericii. Dar ulterior am cunoscut și oameni de cultură, cum este cazul lui Edgar Papu, care este unul din apropiații, poate chiar putem spune unul un convertit la Biserica Catolică după întâlnirea cu Vladimir Ghica. Și acest Edgar Papu a dat o mărturie minunată despre modul în care Vladimir Ghica aduna intelectualitatea din București. Oameni celebri care se reuneau, discutau probleme atât literare, probleme politice sau de oricare altă natură, dar aveau pe acest mentor care cumva le aducea acest suflu de spiritualitate. Le vorbea în toate acestea, găsea loc pentru Dumnezeu. El care cumva providențial însoțea lucrurile, însoțea acțiunile lor. Spuneam că între timp am văzut și imagini, fiind copil, Vladimir Ghica, apoi activitatea lui ca preot, dar să ne oprim puțin, creonați un pic, dacă vreți, o scurtă biografie a lui. Sigur, el are legături cu Moldova, vom vedea, pentru că este nepotul ultimului domnitor al Moldovei, Ghica, și apoi are legături și prin faptul că familia avea o proprietate lângă Roman Bozien, dar vom vedea lucrurile astea. Deci, când s-a născut și ce știm despre părinții lui? Mai întâi, poate ar fi important să spunem că, într-adevăr, el provine dintr-o familie care a dat mulți domnitori, atât Moldovei cât și țării românești. Și, de regulă, au fost oameni care au recunoscut că aceștia au îndeplinit roluri importante, mai ales în timpuri grele, în istoria acestor două țări. Și primul, cel mai îndepărtat strămoș este Gheorghe Ghica, care foarte probabil provine este de origine albaneză și pare să provină dintr-o zonă, dintr-un sat din Macedonia, Veles se numește, dar care era un comerciant foarte cunoscut în întreg Balcanii. Și vorbim de secolul XVI. Vorbim de secolul XVI. Și la un moment dat el obține grațiile în alții porți pentru ca apoi să coordoneze, să devină hospodar atât al Moldovei cât și al țării rămânești. Dar cel care va deveni cu adevărat o figură importantă este nepotul său, care devine primul domnitor al Moldovei, și Grigore Ghica. Ei bine, mai apoi s-au succedat toți mai mulți astfel de domnitori, până când la ultimul, acest Grigore al V-lea Ghica, ultimul domnitor al Moldovei, și care avea un fiu, Ioan, mai mulți copii, dar acest Ioan, la un moment dat, tatăl lui Vladimir Ghica ajunge ministru plenipotențiar la Înalta Poartă, exact în perioada dinaintea războiului de independență. Și el își va termina activitatea în 1877 la Înalta Poartă. Iar Vladimir Ghica se naște la Constantinopol, în ziua de Crăciun, 1873, și este botezat în Biserica Ortodoxă, în Biserica Ortodoxă Rusă din Constantinopol, botezat, miruit, și după evenimentele care încep să frământe întreaga Europa,
se retrage pentru puțin timp în România, dar părinții îl trimit împreună cu toți ceilalți frații, erau 6 frați, 5 băieți și o fată, pleacă în 1885, pleacă în Franța pentru studii, unde va rămâne până când va face studiile la Toulouse, școala elementară și liceul, iar pentru facultate face științe politice la Paris, dar pe lângă cursurile de științe politice împreună cu fratele său Dimitrie va urma și cursuri de medicină, de botanică, de literatură, multe altele. Dobândește o cultură foarte mare. Cum ajunge să studieze teologia? Teologia ajunge să o studieze mai întâi după ce în prealabil a citit spiritualitate. Chiar dacă părinții atunci când l-au trimis la școala elementară la Toulouse, tocmai ca să-l ferească de Biserica Catolică, l-au trimis într-o familie protestantă. Și pentru că din lipsa unei biserici ortodoxe. Dar mai apoi, citind literatură de spiritualitate și de teologică, în anul 1898 vine la Roma, studiază filozofia și teologia în cadrul facultății dominicanilor, da, Angelicum, iar în această perioadă are loc un proces de discernământ, început foarte probabil tocmai în 1889, care durează până în 1902, când el îmbrățișează Biserica Catolică. Da, acest lucru are loc în Biserica Sfânta Sabina din Roma, spre marea tristețe și durere a mamei sale, care voia ca el să rămână ortodox. Și care mamă era o bună credincioasă ortodoxă. O bună credincioasă, dar să nu uităm, ea însă și hrănită cu spiritualitate, cât din scrierile lui Bossuet, cât din imitațiunea lui Hristos. Activitatea lui prin ce se caracterizează până ajunge preot, că ajunge mai târziu preot în 1923? La vârsta de 50 de ani ajunge preot. Până atunci, după studiile sale teologice, desfășoară o foarte vastă activitate ca laic, o pastorație de laic. Era inspirat de mișcările laicale din sânul bisericii, cât din Franța sau din alte locuri, și ca și tatăl său, el se dedică în egală măsură unei slujiri în lumea diplomatică, dar nu uită niciodată de cei săraci. Și tatăl său, oriunde mergea, își îndeplinea misiunea sa diplomatică, dar de fiecare dată, având în vedere faptul că existau evenimente cumplite, războaie, epidemii, totdeauna, după activitatea lui diplomatică, mergea să-i slujească pe cei nevoiași. La fel va face și el. Așa va face la Roma, atunci când are loc un cutremur de pământ la Avezzano, el merge repede să aibă grijă. O epidemie de holeră, la fel, nu ezită să meargă, sau pe nevoiașii din Roma sau din alte părți. Este în permanență în slujire. Este sfințit preot așadar la 7 octombrie 1923 la Paris. El ar fi voit să devină preot mai de mult, dar știa că o va face mult să sufere pe mama lui. A fost nevoie să aștepte moartea mamei, care are loc în 1914, pentru ca apoi să înceapă demersurile pentru a fi hirotonit preot. Și contextul cel mai potrivit îi se pare a fi cel de la Paris. Cere cardinalului Parisului să îl hirotonească preot și el va primi această dispensă de a celebra Sfânta Liturghie nu doar în ritul latin, ci și în ritul bizantin, cu atât mai mult cu cât el avea în continuare o sensibilitate deosebită pentru biserica din care provenea, biserica ortodoxă, ba chiar s-a confruntat în Franța, după 1918, cu acești refugiați din Rusia, de după Revoluția din octombrie. El nu numai a voit să-i ajute
oferindu-le un adăpost și ceva de mâncare sau să-i ajute să se integreze în societate, ci chiar să-i asiste spiritual. Și atunci le celebra Sfânta Liturghie, după cum o făcea și pentru ceilalți greco-catolici care se aflau în Paris sau în alte locuri. Pe unde slujește mergeau. Mai întâi în Paris? În slujește 1900... în Paris, el cere primul său loc de inserție, este la Villejuif. Villejuif, trebuie să știți că în acea perioadă era o mahala în afara Parisului, una de cea mai... de o decădere extremă. Oameni săraci, oameni care aproape trăiau din gunoaie. Erau mulți marginalizații Parisului, mulți dintre ei se aflau acolo. El vrea să se instaleze acolo, vrea să instaleze o capelă. Inițial se gândea la un vagon pe care să-l ia de la căile ferate franceze și să împartă acest vagon de marfă în două părți, din jumătate să facă o cameră personală sau o treime, cameră personală, două treimi să fie capelă, dar mai apoi a improvizat o baracă din lemn și acolo a locuit mai mulți ani, slujindu-i pe... Și trebuie să vă spun aici ceva impresionant. Eu am vizitat acest loc în care el a lucrat, nu mai există acea baracă, s-a înființat între timp o parohie Sfânta Tereza, numai că există amintirea lui acolo. Și știți de ce? Pentru că Monseniorul Ghica nu ținea la rangul lui neapărat de prinț, voia să meargă să-i viziteze pe cei mai săraci, dar totdeauna se îmbrăca frumos, cu hainele cele mai prețioase, pentru că spunea: vreau ca acești oameni să știe că au fost vizitați de o personalitate. Și totdeauna se prezenta ca prinț, chit că mânca cu ei acolo ceva frugal sau bea ceva, mai ales stătea de vorbă, dar vrea să le dea și lor demnitate prin faptul că cineva important le călca pragul. Și îi ajuta ca să-l găsească pe Dumnezeu. Bineînțeles. În 1939 ajunge în România. Ce activitate a desfășurat din 39 până în momentul arestării? În România are mai multe activități. Trebuie să notăm activitatea din timpul primului război mondial. Deja s-a amintit. Da, am spus puțin. A adus în România pe aceste surori fiicele carității fondate de Sfântul Vincențiu de Paul și a înființat un dispensar pentru săraci și un spital mai târziu, actualul Spital Parhon din București. Dar în timpul celui de-al doilea război mondial, primul lucru pe care l-a reținut în țara, pentru că el avea de gând să plece imediat, numai că l-au surprins evenimentele aici la 1 septembrie 1939 și a simțit nevoia să se ocupe de refugiații polonezi. Atunci când statul polonez a fost atacat din ambele părți de germani și de respectiv de ruși. Mai apoi, el a ținut foarte mult să se ocupe spre sfârșitul războiului de cei care sufereau în urma bombardamentelor. Da? Și, bineînțeles, imediat după război, a ținut foarte mult să se îngrijească de ajutorarea celor care sufereau în urma secetei și a foametei în anii 46-47, încercând să mobilizeze și să uzeze de influența sa pentru a-i ajuta pe cât mai mulți. Și aici ar fi interesant de spus, nu avea nicio predilecție pentru cineva anume, ajuta pe toți cei care... Și așa ajunge cu ajutoare în Moldova. Ajunge cu ajutoare în Moldova, chiar la surorile de la Văratic și de la Agapia. Și, bineînțeles, pentru el voia ca toți care pot fi ajutați să fie ajutați. Îl prinde perioada comunismului. Cum este arestat? Până la arestarea lui, trebuie să știți că a existat această instalare a guvernului comunist și cu aparatul de represiune al securității, care începe să vadă în biserică un dușman ostil și toți preoții, călugării, călugăriți îndeopște, considerați ca spionei Vaticanului.
În acest context este suprimată și Biserica Greco-Catolică, iar el suferă alături de cei pe care, cu care a fost solidar și pe care, cu care a lucrat foarte mult timp, cum spuneam deja, la Biserica Polonă, așa se nume, la Biserica din strada Polonă din București. Și atunci, după acest prim pas, urmează al doilea, când și episcopii și preoții romano-catolici, după cei greco-catolici, încep să fie arestați, se pune problema unei ierarhii sau unei continuități de ierarhie în dieceză. Și el deja era foarte în vârstă, era trecut de 70 de ani, dar datorită specializării lui în dreptul canonic, îi sfătuia pe cei desemnați de Vatican cine și cum să preia conducerea. Și în contextul ăsta a fost considerat periculos. A fost considerat periculos pentru că corespondea cu Vaticanul prin diferitele ambasade la care avea el acces. Și, arestat și în... a fost arestat în noiembrie 1952, dus la anchetă, a fost anchetat și maltratat într-un mod de nedescris și mai ales au descoperit că el s-ar fi speriat de o eventuală moarte prin spânzurare. De aceea îi simulau în permanență execuția prin spânzurare. Cel puțin de 83 de ore au făcut lucrul acesta. Dar în afară de asta, l-au bătut, l-au călcat în picioare, l-au pus acuze și așa mai departe. Suferințe care în cele din urmă, în închisoare, îl duc la... După proces, a fost un proces, bineînțeles, știm cum au avut loc, aveau loc procesele în acel moment, dar a fost condamnat și dus la Jilava. Am vizitat această închisoare de la Jilava. E un loc de pelerinaj, poate deveni un adevărat loc de pelerinaj, pentru că acolo închisoarea de fapt e sub pământ. De ce este actual? Ne apropiem de finalul emisiunii și în timp ce dumneavoastră spuneți de ce este actual Vladimir Ghica, eu o să prezint și câteva cărți care sunt notate, e notată biografia lui și viața lui. De ce este el actual? El este actual pentru că, mai întâi să ne gândim, a fost inițiatorul multor acțiuni într-un apostolat laic. El a lucrat cu tinerii, a lucrat cu laici în așa fel încât în biserica să se simtă angajată în slujirea celor nevoiași. Apoi o activitate cu o pastorală a tinerilor, modernizează instituții ale României, participă la modernizarea României, dar și în biserică aduce un suflu nou. Iar actualitatea lui, să știți că ține și de modul în care el a voit ca oamenii de astăzi să-L înțeleagă pe Dumnezeu, să aibă acces la Dumnezeu, să treacă de șabloane și să aibă direct prin cultură, prin spiritualitate la Dumnezeu. Ultimele gânduri, ce anume vă impresionează pe dumneavoastră cel mai mult la el? Cu ce gând rămâneți atunci când vă gândiți la fericitul Vladimir Ghica? Fericitul Vladimir Ghica m-a impresionat prin disponibilitate. Disponibilitatea la orice oră din zi și din noapte era solicitat pentru o consultare spirituală, pentru o spovadă, dar și pentru întrajutorarea celorlalți, era mereu disponibil pentru cei care îl solicitau. Să spunem că el a influențat viața multora, a multor oameni, inclusiv Tudor Arghezi scrie despre el, Panaitis Strati este unul din convertiții lui înainte de moarte. Are loc această întâlnire cu Panaitis Strati și Panaitis Strati, care oricum a respingea biserica sub toate formele ei, a fost impresionat de glasul monseniorului Ghica atunci când i-a spus: uite, eu am fost impresionat de faptul că în critica împotriva moșierilor din România n-ai spus nimic rău despre familia mea. Atunci s-a spart gheața și din acel moment au putut dialoga. Părinte Tarciziu, vă mulțumim mult pentru participarea la această emisiune. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie.
Dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ați rămas jumătate de oră împreună cu noi. Vă dau întâlnire peste 2 săptămâni la aceeași oră. În finalul acestei ediții vă las cu un gând de-al fericitului Vladimir Ghica. Atunci când umblăm în lumină, spre lumină, spunea el, umbra merge în urma noastră. Când mergem spre întuneric, umbra ne precedă. La revedere!